Salut, eu sunt Sherry și sunt bolnav ca dracu, am răcit ca dracu, am avut febră în ultimele două zile, am stat numai la pat. Plănuiam să pun ceva vlog și vineri. Astăzi mă simt puțin mai bine, așa că filmez introducerea și sfârșitul de la surpriza de 300.000 de abonați. Intitulată familie de vloggeri și îmi pare rău că vocea mea sună așa. Ce e aia familie de vloggeri? Simplu. Acum fac Silviu Mănăstire. Haideți mai bine să vedem ce e aia familie de vloggeri. Ha, familie de vloggeri e un sketch bazat pe un concept din capul meu. Cum ar fi ca unii dintre vloggerii din România să fie rude, să fie o familie. Eu cu Maximilian Ioan să fim frați, Ilie să fie frățiorul mai mic și mai rebel puțin, Ane să fie mama și Costăchescu Mihai de la Doempers, stați că mi se întoarsă ranțul, să fie tatăl. Deci eu cu Max și cu Ilie suntem frați, Ane e mama și Mihai e tatăl. Hai să vedem ce ar putea să iasă din așa ceva. M-am uitat pe statisticile voastre de pe YouTube din ultima lună. Cât-i ceasul? Ce-ai greșit cu tine? Canalele voastre sunt în scădere. Ce căcat e asta? 15.000 de abonați în 30 de zile? Shelly, ești pedepsit. Pedepsit? Da, pedepsit. Vlog zilnic de astăzi, o lună. Măcar eu o duc mai bine. Și tu ai scăzut. Și tu ești pedepsit, un vlog pe lună vreau de la tine. Stai, nu-i corect. De ce trebuie să fac eu zilnic și el lunar? A, încă o zi normală din familia noastră. Andrei, în caz că ai uitat, fratele tău Maximilian are un canal de gaming pe care postează destul de des. Totuși, unde dracu Ilie? S-a dus la biserică. Se roagă? Nu. Face provocări nebune. Următoarea provocare vine de la Marius Curosu. Marius Curosu mă provoacă să beau acid sulfuric cu Coca-Cola. Deci avem aici Coca-Cola și acid sulfuric. Ei, de pe o parte. Deci punem aici un pic de acid sulfuric. De-a bucutie. Bem mai întâi acid sulfuric. Mă arde, Jana. Măi, să jelenie. Măcar nu mă mai întrece la abonat. Max! Ce? Pe mine m-am trecut deja. Vreau să filmez Minecraft. Stai că vin și eu. Ce e, mă, gălăgea asta? După cum poți vedea, a murit Ilie. Păi să potrezesc mai încolo, că n-am să stau. Asta a fost un prank! Și așa e trist. Păi acum dă-te ca să poți să-ți așa, dacă tot te înviași. Tată, de ce ești atât de rău? Băi, bagă bătul la cap aici. Eu te-am făcut pe YouTube, eu te omor în viața reală. Să fie clar, bă, coițe. Te compozi ca și cum ai fi Dumnezeu nostru. A, da? Ai uitat cumva de 2013? Nicio problemă. Îți reîmprospătăm memoria. Dacă v-a plăcut acest intro, dați subscribe băiatului care l-a făcut, un vlogger craiovean de-al nostru, care face niște vloguri la sfârșit de săptămână, vinerea. Deci dați click pe anotare. Acum să trecem la clip. Da, calm. Ce vă uitați așa? N-ați mai văzut oameni atot puternici? Asta era o hologramă. Auzi, da, Ilie, tu nu mai mori odată să-i faci un prank lui Sfântul Petru sau ceva? Nu, eu aici trebuie să te întrec scorul. Unde-i Max? Filmează Minecraft. Parcă i-am interzis să filmeze sau Minecraft. Sau toată lumea, eu sunt mama. Deci l-omor, să mor eu. Bă, eu sper că v-a plăcut, tot sketch-ul ăsta a fost scris în vreo 2 ore și filmat cam tot în vreo 2 ore, undeva pe la 2 noaptea. Nu uitați să-l bombardați cu like-uri și share-uri să vedem dacă putem ajunge la 25.000 de like-uri pentru această surpriză mirifică de 300.000 de abonați. Un număr la care eu nu m-aș fi așteptat că voi ajunge niciodată. Sper că vă place rentila asta Wide Angle, mi-a ajuns ieri și cu ea vreau să filmez viitoarele vloguri. Și era să uit, pe 8 aprilie voi participa la conferința Educație în Control, care are ca motto vlogging-uri de la divertisment la educație. O conferință în care sunt speaker precum Creative Monkeys, Anne-Marie Chirariu, Teo de la Sector 7 și mulți alții.
oameni extrem de faini și oameni cu potențialul de a face o schimbare în țara asta. Oricine poate participa la conferință. Dacă aveți sub 18 ani, trebuie să veniți însoțiți de un adult. Și nu, nu e un fan meeting, n-are nicio legătură cu un fan meeting, e treabă serioasă. Bă, vă mulțumesc că ați urmărit. Dar deoarece vlogul este aproape filmat, v-aș vrea să dați un pumn butonului de like, să dați un share pe Facebook, pentru că chiar mă aștept foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu sunt Răcit Mort, eu m-am dus. Pa!